Salut, sunt Otto de la Miere TVO. Este a treia săptămână din programul meu de slăbit peste 50 de kilograme. Este dimineața, așa că voi începe cu o cafea pregătită cu miere. Remember the time we were standing on the rooftop. You shone as bright as the city before us. Now tell me you feel it, tell me you know it. Tell me you're cold and tell me I'm water. And you just keep drowning. Days of thunder I hear, they come when you're near. Why must all that I touch always fall into dust? Comfort I can offer. Just this once for the city before us. So tell me you feel it, tell me you know it. Tell me I'm loved and tell me I matter. I'll keep you from drowning. Days of thunder. Mierea de rapiță este genială în cafea pentru că nu schimbă gustul cafelei. Vă recomand și vouă. S-a făcut ora 12, mi-e un pic foame, așa că vă voi arăta exact ce mănânc eu dimineața și cum am reușit să slăbesc 7 kg în prima săptămână și încă un kilogram jumătate în a doua săptămână. Pentru această dimineață voi face cel mai bun terci de ovăz. Este foarte bogată în proteine deoarece voi folosi polen de la albine și împreună cu miere. Să ne apucăm de treabă! Pun într-un castron fulgi de ovăz în jur de 30-50 de grame. Apoi am adăugat fulgi de nucă de cocos în jur de 10 grame. Nu pun mulți deoarece au 600 de calorii pe 100 de grame. Apoi adaug apă și îi bag la cuptorul cu microunde 2 minute. După ce am scos, adaug o lingură generoasă de polen crud, adunat de albinele noastre. Apoi adaug cacao, o linguriță aproximativ. Vedeți că nu cântăresc alimentele pentru că le văd din ochi. Iar la sfârșit, niște pulpă de amerișor cu miere, în loc de miere simplă, pentru un gust mai bun. Apoi le amestec foarte bine. Polenul este considerat de specialiști drept unul dintre cele mai bune alimente și mai pure, fiind unul din cele mai vechi suplimente alimentare folosite de om ca medicament natural.
Este cea mai importantă sursă de proteină vegetală și se digeră foarte ușor. Polenul este recomandat pentru orice vârstă, deoarece conține mai multă proteină decât orice sursă de proteină animală, având mai mulți aminoacizi decât carnea de vită, ouăle sau brânza. Combate stările de oboseală, este un puternic vitaminizant și mineralizant natural, crește capacitatea de efort, deci este foarte bun pentru cei care fac sală sau orice alt tip de efort, întărește sistemul imunitar, detoxifică organismul și combate bolile stomacului și ficatului. Eu am gastrită și mă ajută foarte mult la stomac, de aceea îl consum dimineața, dar voi puteți să-l mâncați oricând, este foarte bun. Am terminat de băut cafeaua, am mâncat și micul dejun, acel terci a fost foarte bun. Mai încolo mă voi duce la sală, trebuie să transpirăm un pic, să ne punem mușchi în mișcare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Nu uitați să vă abonați pentru a urmări în continuare progresul meu de a slăbi 50 de kilograme. Momentan avem 138, am pornit de la 146. Vă mulțumesc de vizionare, până data viitoare, stați motivați, numai bine! Ciao! I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice all this madness. That is why your status is like a canvas. Chances are advancement is enhancing. And this new expansion's like a mansion. The roof comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high progress. I'ma rip this shit till my bones collapse.